Dragii telespectatori, după cum vedeți, suntem în direct din nou cu doamna doctor Florinela Bălan. Vine de la Pitești, așa cum spun de fiecare dată, și lunea consultă și la Râmnicu Vâlcea. Mă bucur că mă opriți pe stradă și vorbiți de domnia sa. Sper că vă fac și dumneavoastră câte o bucurie, măcar o dată la două săptămâni. Cu doamna doctor Florinela Bălan o să ne mai întâlnim și vinerea viitoare. Dar ați văzut, cei care sunteți la început, astăzi vorbim despre femeie și chiar așa am intitulat, de la femeie la femeie. Aducem în atenția noastră toate aspectele legate de femeie și chiar ne-am permis, ca să zic așa, și nu este deloc... și e chiar un cuvânt bun, ne-am permis să vorbim și despre igiena primului act sexual, de ce nu, că de aici pornesc toate. Am vorbit și despre frigiditate, am vorbit și despre de ce unele cupluri sunt infertile și cum tratează homeopatia aceste probleme ginecologice. Rămăsesem până la publicitate, vorbea doamna doctor despre amenoree, lipsa menstruației. Da, și aici o întâlnim în diverse situații. De exemplu, cred că toată lumea știe că șocurile emoționale pot să blocheze menstrua. Știm, de exemplu, sau nu știu dacă dumneavoastră știți, că sunt persoane care au suferit diverse situații traumatice, mulțumesc, adică legat, de exemplu, un deces în familie sau o suferință foarte mare, trebuie să știți că poate bloca ciclu, poate bloca menstrua. Deci un șoc emoțional foarte mare. Și acum, la adolescente, de asemenea, se poate întâmpla prin dereglări hormonale. Adică, în general, știți că perioada de adolescență este o perioadă cu foarte mari schimbări hormonale care se manifestă la nivel de fizic, la nivel de acne, la nivel de personalitate. Adică acolo sunt, într-adevăr, foarte multe, să zicem, tulburări. Și poate să intervină amenorea. Deci eu am, de exemplu, adolescente cu amenorea, adică nu-i normal, știți, că acum și vârsta este mai mică la care apare prima dată menstrua, nu știu dacă știți, este mult mai jos față de cum era pe vremea noastră, cum ar veni. Nu știu de ce, nu știu dacă există o explicație, pentru că am mai vorbit și în alte emisiuni, vorbești la fetite de 10 ani și... Da. Acolo era 12-16, la 16 ani, așa. Da, sunt niște multe modificări care țin de societate, țin de asemenea și de raporturile dintre persoane, bărbat-femeie în societate, care au început să se schimbe, și de asemenea și de modificările pământului țin foarte mult. Și trebuie să știți că glandele, pentru că vorbim de glande aici, când vorbim de organele de producere, vorbim în categoria glande, da? Ca idee, trebuie să știți că glandele sunt situate pe ceacre, vorbim de o ceacră, mai târziu poate o să vorbim despre ceacra asta care are legătură cu aceste organe sexuale, deci nu este întâmplător, și în general aceste glande și ceacre sunt dereglate, de exemplu, din modificările terestre, dar pot să fie modificate de asemenea din comportamentele sociale, adică sunt foarte multe, și emoțional. Sunt foarte multe lucruri care pot interveni, de care trebuie să începem să ținem cont. Dar mai e o altă categorie de persoane care fac amenoree și vreau să spun și tratamentul pentru acest lucru din punct de vedere homeopatic. Homeopatia oferă un tratament natural pentru asta și simplu. Sunt acele femei care li se pune diagnosticul că au intrat în menopauză mai devreme și ajung așa la 30, 35, 38, 40 și până în 55 de ani, li se dă acest diagnostic de amenoree, care se spune, da, tu o iei mai devreme, că mama ta, la fel ca mama ta, și că e un anumit număr de ovule și ăla de cât și așa și este, dar sunt foarte multe cazuri care sunt amenorei false. Adică la modul că nu a intrat persoana, femeia respectivă, în menopauză, ci e un blocaj hormonal acolo, nu este identificat, persoana intră cumva într-o menopauză forțată, pentru că fiind un blocaj, e blocat în corp acest lucru, și trebuie să știți că duce la dereglări foarte mari, inclusiv atacuri de panică. Unul din cauzele pentru atacurile de panică sunt blocajele hormonale. Că femeia, știți, trebuie să aibă orgasme și dacă ea nu mai are ciclu, nu mai are orgasme. Și de fapt, ea ar trebui până la 50 și îi se blochează acest lucru pe la 35. Și medicul ginecolog, de exemplu, nu știe sau nu depistează, sau medicul endocrinolog îi spune diagnostic că s-a instalat menopauza. Mai devreme, îi se explică, da, tu ești un caz, știi, la tine mai devreme, dar nu e așa. Pentru că eu am avut foarte multe persoane care li s-a spus deja de 2 ani erau menopauză, eu le-am dat tratament natural și au reînceput să aibă menstrua, adică despre ce vorbim. Și nu era acolo menopauza, era un blocaj decât.
Și trebuie să știți că, de exemplu, în medicina holistică sau eu personal dispun de un astfel de aparat, electrosomatograful face asta, care arată toate degradările hormonale. Și este o mare greșeală din punctul meu, ca medic vorbesc, că medicii nu investighează toate glandele și toți hormonii. Noi, de exemplu, avem o problemă cu tiroida. Știți, tiroida este aia zona gâtului, ar trebui să verificăm tot. Avem o problemă cu pancreas sau avem un diabet, trebuie să verificăm tot. Că de obicei, dereglările hormonale sunt cam în bloc. Deci nu e vorba decât de o glandă. Ele sunt foarte legate între ele, că chakrele sunt legate între ele. Centrii energetici sunt legați. Sunt depind unul de altul, sunt asocieri. De exemplu, chakra asta a sexualității, da? Este asociată cu chakra gâtului. Și nu e întâmplător acest lucru. Și atunci trebuie să știți că, practic, eu consider că în acest loc al investigației, să zicem, problemelor legate de amenore, sunt foarte multe disfuncționalități din partea medicilor, din păcate, și că ar trebui să insiste acele femei să meargă să vadă dacă într-adevăr sunt la menopauză sau nu, pentru că altfel riscă niște boli. Și cine le spune, doamna doctor, dacă le spune, așa cum a spus și dumneavoastră, ne spune că sunt la... Da, așa este, dar eu trag un semnal de alarmă că, de fapt, eu am constatat că persoane cu diagnostic dat că sunt în amenore și în menopauză, de fapt, nu sunt. Eu le-am deblocat, adică vreau să spun. Asta vreau să spun. Bun. Și ca tratament, uitați ce avem aici. Avem așa, pulsatila, de exemplu, care este, să zicem, preferatul în problemele ginecologice. Pulsatila este atât de cunoscută de... Doamna doctor, da. Nu le spuneți, chiar dacă sunt... Ba da, aveți voie să le spuneți, pentru că sunt... Nu sunt medicamente, dragi telespectatori. Da, sigur, sunt remedii naturale. Așa, sunt remedii naturale. Și oricum... Dar știți ceva? Vă aud eu astăzi și îmi spuneți de pulsatila. Da. Și zic, păi, am auzit-o pe doamna doctor Florinela Bălan. Păi, dar nu știu cum să o iau. A, da, nu, se ia decât cu acordul medicului. Păi, vedeți, da, asta dacă vorbim de acest produs, totuși, haideți să spunem că trebuie să înceapă să știe oamenii. Produsul acesta, ca să nu mai zic numele, că înțeleg. Sau am voie să-i zic numele, vă rog, ca să știu. Da, deci acest produs este așa de mult folosit în partea asta de ginecologie, deci la femei, încât uitați-vă câte valențe are. Odată că tratează sensibilitatea feminină. Deci din start este cam pentru femei. După aceea este un remediu homeopat care ajută foarte mult, de exemplu, pentru mămicile care au o problemă de nu se întoarce copilul ca să nască natural și este într-o poziție, de exemplu, transversală și nu intră în poziția normală, întoarce copilul. În 2 săptămâni, remediul ăsta întoarce copilul în uter, înțelegeți, și este în străinătate, se dă acest remediu aproape la toate gravidele, în sălile de naștere, pentru că nu mai sunt durerile atât de mari și se naște mai ușor. Este un remediu. De asemenea, ca să înțelegeți, este un remediu al mamei și al legăturii al cordonului energetic între mamă și copil, încât pentru copiii care se duc la școală mai târziu și sunt prea legați de mami, cuvântul ăsta mami arată o legătură energetică foarte putere, se dă cele două remedii și la mamă și la copil și e un fel de tăiere de cordon umbilical, cum că copilul trebuie să desprindă, să devină independent. Copiii care nu pot dormi noaptea în pat și vor cu mami, li se dă la amândoi, știți, că și mama e acolo lipită, de, știți, încât să poată să creeze independență. Deci este unul din cele mai bune. De asemenea, dismenorea, știți, adică dereglările în timpul ciclului, adică durerile acelea pe care le au majoritatea adolescentelor, dar și femeile puțin mai încolo, așa, trebuie să știți că se reglează, de exemplu, cu acest remediu. Este foarte, foarte bun. Și mai există încă un remediu tipic, de exemplu, pentru problemele ginecologice și în special pentru femei, care se numește, o să-l spun că celălalt nu mai spun, asta e Sepia, se numește. E foarte interesant. Sepia este un remediu care îl dăm așa, eu am rezolvat cupluri infertile cu acest remediu, pentru că să știți că genul ăsta Sepia este pentru o femeie care se sacrifică în cuplu sau în general în familie. Este foarte o persoană care este în serviciu pentru celălalt, ea rabdă foarte mult, dar adună, dar când se enervează, face atât de urât, face o criză, încât e bine să pleci de acolo. Ca Sepia, știți? Mă recunosc. Eu mă recunosc în toate, ce seama. Da. Și mai avem aici, vorbeam la un moment dat despre, sau vorbim acum despre avort. Dacă vorbim despre avort, trebuie să știți că sunt remedii omeopatice pentru iminența de avort.
Trebuie să știți că, în general, în perioada sarcinii, homeopatia aduce un beneficiu foarte mare pentru că se recomandă tratament natural în sarcină, știți? Adică nu e bine să intrăm cu bocancii în sănătatea gravidei pentru că poate să afecteze foarte mult copilul și homeopatia nu prea are restricții de niciun fel. Adică este, să zicem, singura ramură medicală cu plante, din plante sau remedii naturale, care ea poate să fie administrată gravidei fără niciun fel de problemă. Dacă la eminență de avort te mai pune să stai acolo, să nu te miști din pas, să stai în pat, să nu știu ce, să nu faci niciun fel de efort. Da, se tratează și cu alte lucruri, să știți, se tratează și cu chimicale. Păi acest lucru vreau să exact. Acest lucru vreau să-l spun pentru că spune ea aici, nu știu ce. Da. Și de exemplu, avem remedii așa, pentru persoanele care, știți, nu pot să țină copilul, adică au eminență. Deci pentru cele care pierd în prima lună, pentru cele care pierd în a doua lună, cele care pierd mai târziu în a treia lună, adică avem pe specialități, așa, știți? Deci există deja lucruri cercetate, studiate. Eu, de exemplu, am reușit să ajut o persoană, era un judecător la un moment dat, chiar era o persoană foarte delicată, a vrut să țină neapărat copilul și cu un remediu homeopat a reușit să nască, era la a cincea încercare de a ține sarcina. Și cu un remediu homeopat a putut să ducă sarcina până la capăt. E foarte important, că chiar e foarte simplu, știți? Văd că privește toate aceste aspecte, dragi telespectatori, pe homeopatia. Noi am mai încercat pe parcursul emisiunilor să aducem, dar mă gândesc de ce trebuie să aibă femeia probleme ginecologice. De ce nu este așa? Uite că bărbatul nu are probleme bărbătești sau masculine sau eu știu. Nu e adevărat? Eu tratez. Eu tratez așa ceva. Dar trebuie să știți că, în general, femeile, pentru că, acum, să nu comparăm femeia cu bărbatul legat de partea asta, deci femeile sunt mai complexe, acolo sunt mai multe probleme. Ele, în general, fiind, cum să zic, creatoare, au și un organ de reproducere mai complicat. Trebuie să știți acest lucru. Și acolo unde e mai complicat, întotdeauna pot să apară alte probleme. Dar eu cred că sunt probleme pentru că nu știm să le abordăm. Nu avem, de exemplu, lucruri lămurite legate de igienă. Nu știm, de asemenea, din familie anumite lucruri, pentru că urmăm exemplu mame și nu știm dacă mama, că nu vorbim de toate familiile, sunt familii în care nu există educație pe acest domeniu. Înțelegeți? Adică, de asemenea, nu abordăm în societate acest lucru și din cauza asta sunt probleme. Dar ce vreau să spun este că există și foarte multe situații când trebuie să știți că la nivelul zonei acesteia unde sunt organele de reproducere, asta e o zonă foarte interesantă, pentru că acolo este o chakră, spuneam. Și chakra asta, numită chakra 2, este și chakra relației bărbat-femeie. Trebuie să știți, acolo ea are locul, adică soție, bărbat-femeie, și mai există, dacă vreți să știți, și este și zona chakrei creativității noastre. Mula, dar e chakra sexualității sau a creativității? Este, dumneavoastră vorbiți de prima, eu vorbesc de a doua. Dacă îmi permiteți un pic să citesc un pic despre această chakră, ca să vedeți dumneavoastră la ce nivel se pot ridica, adică unde sunt așezate organele de reproducere, de fapt. Și care este semnificația cumva holistică, de fapt, a prezenței acestor organe în această ceacră? Ia să vedeți ce e cu această ceacră. O să citesc repede, dacă e foarte interesant. Acest centru sacral guvernează așa. Dorința nestăvilită, imaginația exuberantă și debordată, potențialul creator, emoția primară, erotismul, senzualitatea, sublimarea energiei sexuale potențiale, dorința realizării unei familii, relațiile sociale ale individului și apartenența la grup și identitatea de grup. Uitați-vă unde sunt puse. Exact în zona în care se creează copilul. Că nu e nimic întâmplător. Și uitați-vă ce calități le dobândește ființa prin echilibrarea energetică la nivelul acestui centru energetic, lucru cu care se ocupă medicina holistică, că noi reglăm aceste, depistăm că există, nu este energie în zonă și o echilibrăm. Și uitați-vă ce, imaginația creatoare, cum spuneam, controlul asupra energiei erotice, senzualitate, erotism, vitalitate sexuală, capacitatea de seducție, capacitatea de regenerare, originalitate, da, comportare naturală față de oameni și mai ales față de ființe de sex opus. Deci ideea este în felul următor, că nu vorbim mai de organe reproducere, ci vorbim de dorință, vorbim de ferohormoni, vorbim de capacitatea de a te reporta la celălalt sex, vorbim de dorința de a crea împreună cu celălalt sex, pentru că eu, de exemplu, am avut astăzi un cabinet, am avut doi bărbați, tată și fiu.
și trebuie să știți că i-am băgat pe amândoi pentru că am vrut să văd așa tablou și era foarte interesant. Tata venise cu un minus de yang, știți că noi avem yin și yang, era o persoană foarte capabilă, dar era o persoană cu mult respect. Și am spus, prea mult respect strică. Adică tata trebuie să fie așa cu mai mult yang, trebuie să fie mai posesiv un pic, așa, că așa e bărbatul. Adică femeilor, știți, le place asta. Deci era cu mult respect. Și era o persoană care avea mai, încă mai mult, dar avea yang-ul mai mic decât ar fi trebuit și yin-ul, știți, acolo. Și era un tip, era o persoană ok, dar nu era mascul, știți, înțelegeți, partea asta. Acum, băiatul, că era acolo, era tot așa, că ce model să ia băiatul? Corect, corect. N-a luat modelul, nu știa, știți? Și atunci l-am întrebat pe băiat, câți ani aveți? 27, fete, nu. Roșu în obraj, voce înceată, timidă, știți? Ca idee. Păi și zic cu fetele, nu pot, că întâi trebuie să am carieră. Lăsați-o de carieră, luați-vă o fată, că dacă dumneavoastră iubiți o fată, dacă vă iubește și ea, vă simțiți atât de bine încât faceți și carieră, vreți. Și trebuie să știți că, și vreau să le spun telespectatorilor, e foarte important că relația la servicii ca carierei are legătură cu relația de cuplu. Și vreau să spun lucrul ăsta. Stați puțin, că nu știu cum. Vă explic acum. În același loc unde, ca asta încerc să spun, pe această ceacră, în același loc unde există creativitate și unde noi ne aducem cine suntem noi în carieră, ca noi să creștem și să facem de toate, de la bani până la rezultate și mai departe, în același loc este și relația bărbat-femeie și organele de sexuale. Și trebuie să știți că dacă sunt dereglări în această zonă, această ceacră a numărul 2, sunt pe toate planurile. Și atunci e foarte important să lucrăm în zona asta. Vorbiți de armonie până la urmă. Da, bineînțeles că de armonie. Și exact, să ne armonizăm. Exact. Și uitați-vă aici ce spune. Perturbările energetice la acest nivel, uitați și ce pot să ducă și la ce duce. Lipsă de control în relație cu oameni, emotivitate extremă, da? Gelozie, invidie, dereglările acestea sunt aici în zona asta, aici zac ele, de aici pornesc ele, dereglările sunt de aici. Reglând zona, reglezi asta. Superficialitate zăpăcea, reprimarea instinctelor, înțelegeți? Sentimentul de vinovăție în zona asta este. Fantezie bolnăvicioasă, cei care au alte probleme, știți dumneavoastră, adică sunt prea fanteziști, da? De exemplu, cei care le place să privească, știți dumneavoastră. Tristețe, iritabilitatea, dereglările sexuale, da? Frică nejustificată față de diverse lucruri, tot aici. Teama de a nu fi iubit, de a fi abandonat, teama exagerată de durere, plăcerea exagerată de a mânca, e tot în zona asta, bulimia, uitați-vă. Agresivitatea sexuală, apropo de viol, da? Este tot aici. Renegarea și refularea sexualității. Da, e explicabil. Da? Comportamentul ostil față de sexul opus, pentru că avem dereglări, avem adolescenți și adulți cu probleme. Eu am, de exemplu, vreau să vă spun și vreau să închei, dar e foarte interesant. Eu am o persoană care are în vârstă acum, da, care nu a avut contact sexual niciodată în viața dânsei. Și care are o mare problemă pe tema asta și care n-a putut să facă acest pas și trebuie să știți că era un blocaj în această ceacră. Și câți ani are? Mult. Deci peste 60. Dar vreau să spun, adică nu e normal, înțelegeți? Și noi dacă la nivel de societate și dacă medicul de medicină holistică începe să abordeze problemele și noi putem lucra cu reglând energetic zonele, noi putem debloca toate aceste persoane, putem să ajutăm foarte mult. Da, pentru că a fost alegerea ei, putea să ducă să facă maicuță, mă rog. E și aici de discutat. Practic, da, este de discutat. Doamna doctor, dacă da, și noi de ajutat. Am lucrat la armonizarea relațiilor noastre, unde spuneți, da. Ne-am vindecat. Păi da, ne-am vindecat mai ușor. Da, pentru că să știți că unul din cauzele pentru care sunt probleme în zonă este că nu este echilibru în zona respectivă. Și atunci trebuie să știți, de exemplu, fibromul uterin. Toate persoanele care au un fibrom uterin, dacă le întrebi care este nota relației cu partenerul, nu e 10. Trebuie să știți. Eu întotdeauna evaluez acest lucru și le întreb care este nota relației cu soțul sau cu partenerul, sau cu iubitul, că acum dar care de obicei... e nota doamnelor cu partenerul? Care nota? Nu e 10 și o notă mică, trebuie să știți. Și atunci, ori sunt persoane care nu și-au găsit un partener, sau au avut agresiuni în cuplu din verbale, că nu trebuie să fie altfel neapărat, psihologice, să zicem, din partea partenerului, sau sunt persoane care nu agrează partenerul, stau cu partenerul, rămân cu partenerul în relație, au căsnicii,
de formă, da, ca idee, dar nu mai și iubesc partenerul. Și atunci trebuie să știți că cum arată în fizic această, să zicem, revolta ta și stai acolo, dar așa, este printr-un fibrom uterin. Deci fibromul uterin în plan, să zicem, sufletesc, emoțional, cam asta este, o dereglare în relație, adică tu nu ți-ai găsit perechea, tu nu ți-ai găsit bărbatul acela căruia să-i te dăruiești, nu mai ai iubire, nu mai te simți bine, nu mai ai dragoste, nu mai știți asta, înțelegeți? Și atunci e o energie negativă ca acolo se adună. Dar când ai prea mult, nu se poate aduna? Ba, se poate aduna și foarte mult, dar trebuie să știți că atunci ai o deviere, când dai foarte mult, pentru că sunt persoane, în fel, să vorbim și despre asta, există un vampirism energetic sexual. Trebuie să știți că sunt în special bărbați care au foarte multe femei, știi, aceea cu lista de femei, vorbesc de cei care au real o listă de femei, pentru că sunt unii care au o listă falsă, știți, adică decât o etalează, dar e reală. Dar cei care, într-adevăr, sunt așa vânătorii de a mai contabiliza acolo atâtea femei, sunt niște persoane care au un dezechilibru energetic emoțional. Da. Pentru că ei se hrănesc din acest lucru. Dragi colegi, lucrul ăsta, sigur, da? Da. Se hrănesc din acest lucru, dar se numesc așa mitul vampirism energetic sexual, adică acolo e o dereglare foarte mare. Persoana trebuie să știți că nu se simte deloc bine. Este o persoană care are durere sufletească. Este o persoană care, dacă nu face asta, nu e bine. Adică, cumva, într-un fel, e o dereglare. Trebuie tratat o astfel de persoană și știm. Dar dacă... vorbim de... e un subiect foarte amplu, dacă vedeți. Doamna, e mult de vorbit, dar... Da. Și acum trebuie să o spunem. E sfârșit de weekend, dragi telespectatori, o vedeți în reluare. Am vorbit de toate în această emisiune. Sunt lucruri atât de normale și nu ar trebui să ni se pare tabu. Ați abordat... Iarăși zic. Da, vă rog, chiar vă rog. Și ați, pentru femei, da, frigiditatea, da. Pentru că da. Ați vorbit cu atâta ușurință de frigiditate, de nu știu ce. Trebuie să lămurim și să vedem care e cauza frigidității. Dacă îmi permite să o fac eu astăzi, să explic de unde vine această frigiditate. În primul rând trebuie să știți că... Eu cred că vine de aici, din cap. Da, dar este mai complex acest lucru, pentru că trebuie să știți că în potențial nicio femeie nu e frigidă. Știți, dragi telespectatori, sunt convinsă că ați citit și o repet și spun și doamnei doctor, sunt convinsă că și domnul ăsta a citit cartea Cel mai iubit dintre pământeni, când îi spunea Matildei și ea îi spunea că nu există, că o făcea frigidă și spunea că nu există femei frigide și există bărbați odioși. Nu știu, parcă era prin capitolul 13, nu mai știu din ce volum, citit și luat de Cel mai iubit dintre pământeni, când așa și să vedeți, nu există femei frigide, există bărbați odioși. Ce ziceți de acest lucru? Da, sigur că, dar e un dezechilibru în orice caz în cuplu, în relația bărbat-femeie, asta e chestia clară. O parte luată dintr-o carte. Eu știam cu nepricepuți, da. Mi-am însușit-o, nu chiar în Cel mai iubit dintre pământeni, am să o aduc să vă conving, dragi telespectatori. Și... Eu, din ce am văzut, ce am citit și din ce știu legat de acest lucru, trebuie să știți că la un moment dat este o problemă, într-adevăr, să zicem, psihoemoțională sufletească. Dar repede, că mai avem un minut. Foarte repede. Dar e important să vorbim, știți? Care este legată foarte mult de faptul că persoana respectivă este foarte mult în control cu ea însăși chiar. E ca și când nu se poate abandona. E ca și când nu se poate relaxa, nu se poate lăsa pe mâna cuiva. Și lucrul ăsta se întâmplă dacă nu are încredere în partener. Dacă partenerul nu este pe aceeași lungime de unde poate este mai agresiv, sau dacă este o persoană care deține controlul în cuplu, adică ea este cea care controlează lucrurile, ca să știți. Va trebui să revenim, doamna doctor, să vorbim despre cum se ajunge la un viol și multe și multe. Și cum se tratează persoanele care au fost violate, pentru că noi putem să facem asta. Vă mulțumesc mult, mult de tot pentru prezență. A fost în direct cu dumneavoastră, doamna doctor, Florinela Bălan de la Pitești, medic, medicină holistică. O găsiți luni acolo la Rapidez, față în față cu liceul, cum se numește? Forestier. Da, Forestier, uitasem. Noi ne reîntâlnim luni, dragi telespectatori. Vă doresc să aveți un weekend frumos, frumos, frumos. Toate cele bune!